În literalmente cea mai călduroasă zi din istorie și pe cuvântul meu că nu vă mint, sunt, zicea cu weather 36 de grade acum, dar cu real feel 41. Am fereastra deschisă, să știți, pentru că aici nu am aer condiționat și nu îl pot porni. Pentru că n-am ce. Vă zic bine ați venit la un nou review. Sper că ați văzut din titlu despre ce produs este vorba și înainte să începem, vă mulțumesc anticipat pentru un subscribe pe care îl dați acestui canal și pentru faptul că mă susțineți astfel încât să continui să fac ceea ce am făcut și până acum. Hai să nu ne lungim prea mult pentru că eu una sunt foarte, foarte curioasă despre acest fond de ten. Sunt curioasă. Vreau să știu care este treaba cu fondul acesta de ten. Dacă ați văzut unboxing-ul pe care l-am postat zilele trecute de pe Parfumo, știți și că l-am primit de la ei în urma unei colaborări, adică mi l-am ales eu în urma unei colaborări pe care am avut-o cu ei și nu o să vă ascund treaba asta. Iar dorința mea a fost să am un fond de ten high-end care se potrivească tipului meu de ten și pe care să îl pot adăuga la colecția mea de produse high-end. Am acest Yves Saint Laurent All Hours care arată în felul acesta și am să vă tot inserez pe aici cadre legat de cum mi se pare el, cum se aplică, cum interacționează cu tenul meu și cum este în raport cu ceea ce spune producătorul despre el. Așa că hai să-i dăm drumul. Începem cu începutul. Avem sticluța aceasta de 25 de mililitri, nu 30. Vine în ambalajul acesta foarte frumos, oglindă, luxury, așa cum ne-au obișnuit cei de la Yves Saint Laurent, ISL, aș zice mai nou, ISL Beauty. Avem sticluță de sticlă, pompiță, desigilăm, Doamne ajută să-mi fie potrivit, este relativ lichid, e mega lichid, dacă aș putea să zic asta, am nuanța 010, dar stați să verific pe cutie ca să nu greșesc, da, exact. Aceasta este nuanța mea, dacă vă interesează și vă tentează și îl aplic imediat, cam deschis totuși și fără să-mi aduc oglindă. Dacă mi-aș fi adus și oglindă, mi-ar fi plăcut și mai mult. Ia să căutăm una pe aici, că e imposibil să nu găsim undeva o oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară. Nu găsesc. Ca să știți, efectiv sunt topită de cald. Dar ăsta nu este un lucru rău, mai cu seamă, pentru că acesta este un fond de ten rezistent la transfer, rezistent la atingeri, rezistent la apă. Sper. Cel puțin așa am citit. Hai să-l aplic. Are miros. Ca să știți, dacă vă bate gândul să îl achiziționați sau dacă vă place cum arată el în momentul în care eu îl aplic pe față, să știți că are miros și în timp ce îl pun pe față, o să vă zic și faptul că pe dedesubt nu am decât rutina de dimineață pe care am făcut-o acum vreo oră, aș zice, și vă mai zic și faptul că îmi place cum arată. Da, chiar îmi place cum arată, dar să știți că are un miros destul de puternic. Dacă nu sunteți fani mirosuri, vă recomand să îl ocoliți, dar dacă nu vă deranjează, și uite, pe mine una nu mă deranjează, nici cremele care au miros, nici loțiunile, nimic din ce există pe piață cu miros, pe mine nu mă deranjează. Mai mult decât atât, mie îmi place să nu fie așa, ca și cum n-aș fi folosit nimic. Dar e o opțiune, nu e de condamnat faptul că poate să nu îți placă un produs care are un miros, prin urmare e alegerea fiecăruia. Ce pot să vă zic și mi se pare foarte, foarte important este faptul că are un preț mega, mega decent pe Parfumo. Am dat pe el în jur de 150 de lei și am să vi-l pun și vouă în descriere pentru situația în care vă tentează. Și by the way, exceptând sau lăsând la o parte, nu vă gândiți, vă rog, la faptul că am o colaborare cu ei și că mi-au trimis niște produse despre care să vorbesc. Arăt și foarte ciudat în momentul în care vă zic asta și mi-am ales un moment dubios să vă dau această explicație, dar între timp mi-a
admirați fondul de ten și vedeți cât de bine mi-a uniformizat partea asta de față comparativ cu aceasta. Prin urmare, e cu atât mai bine pentru voi să vedeți exact cum performează produsul. Ziceam așa, nu vă gândiți la faptul că am o colaborare cu ei și vorbesc despre ei pentru că am o colaborare cu ei, pentru că am făcut asta mult înainte ca ei să afle de mine. Pentru că am descoperit site-ul cam acum un an și ceva și mi-am tot cumpărat foarte multe produse și știți, dacă mă urmăriți pe TikTok de anul trecut, știți că v-am tot zis de produsele pe care le-am cumpărat de pe Parfino și de fondurile de ten pe care le-am cumpărat de la ei și am mai zis-o și o repet, dacă ar trebui să îmi pun la oaltă toate produsele pe care le-am luat de pe Parfimo, ar trebui să îmi dau toată casa cu susul în jos. Ne întoarcem la fondul de ten, am pus două pompițe și cu două pompițe mi-am acoperit jumătate spre un pic mai bine de față și îmi place foarte tare cum arată, are un finish mega natural, dar o să povestim despre toate astea după ce îl aplic cu totul și după ce îmi pun așa un fel de pretty face. Nu că n-aș fi eu naturală pretty, am mai pus o pompiță, să știți. O să povestim imediat despre cum spune producătorul că este, despre cum mi se pare mie că este produsul și ce mi se pare că face sau nu face. Și pentru că tot am ajuns la subiectul acesta și pentru că e un produs high-end care cred că va ajunge repede în topul preferințelor mele, poate că într-un material am să-i fac și o comparație cu Dior Forever. Poate că ar fi interesantă treaba asta, pentru că mie una mi se par super, super asemănătoare, pornind de la sticluță, continuând cu textura, cu modul în care ele arată pe față, mi se pare că sunt de acolo, amândouă, că, nu știu, cumva concurează pentru podium, ca să zic așa. Mi se pare că mi-am ales foarte bine nuanța aceasta și mi se pare că mi este super, super potrivită. Am să rezolv imediat și cearcănele și în sensul acesta am să folosesc tot Yves Saint Laurent. Dacă mă urmăriți pe TikTok, știți că am zis de multe ori că este unul dintre concealerele mele preferate. Vine așa cu acest buton pe care apeși, produsul iese pe aici, îl aplici pe ochi și sincer, ce îmi place mie foarte, foarte mult sub ochi, de fapt, ce îmi place mie foarte, foarte mult la produsul acesta este că nu se strânge în liniile fine și nici nu usucă zona din jurul ochilor. Dacă aveți nevoie de un produs care să nu se strângă, să hidrateze, să nu usuce zona din jurul ochilor, acesta este. Vă garantez că îl veți iubi. Într-adevăr, are un preț mai piperat. Uite, o să-l caut și pe Parfumo. Eu nu l-am luat de pe Parfumo pentru că îl am de ceva mai mult timp, dar are un preț mai piperat, dar garantat e un produs care vă va atrage atenția și pe care îl veți folosi negreșit și poate chiar va fi unul dintre preferatele voastre, de ce nu? Eu cu surplusul de obicei vin în zona asta, în zona asta și poate un pic aici în zona aceasta. And that's it! Am folosit până acum fondul de ten All Hours și acest concealer Touche Éclat Radiant Touch. Am să îmi pun așa o față mai drăguță și evident un ruj roșu. Am să folosesc tot un Yves Saint Laurent, un mini pe care eu l-am primit în set cu acest Radiant Touch și am să revin repede, repede către voi. Ok, și m-am întors. Hai să vedem ce am de zis despre All Hours de la ISL Beauty, de la Yves Saint Laurent. I don't know. Nu știu dacă și-au schimbat denumirea din Yves Saint Laurent în ISL Beauty, în ISL Simplu sau ceva, but hai să vorbim despre acest fond de ten pe care l-am primit din partea celor de la Parfumo, adică am primit un voucher de cumpărături și mi-am ales eu ceva și una dintre dorințele mele a fost să am acest fond de ten, să pot să-i fac un review și eram precisă că mi va plăcea foarte tare. Am uitat să îmi iau și un șervețel, așa că o să-l scot acum cu scuzele de rigoare, pentru că o să avem ceva de testat. I-am făcut testul cu apa, îl pusesem aici, m-am dus și am băgat mâna sub apă, într-adevăr este rezistent la apă și într-adevăr apa cumva se prelinge pe lângă el. Dar mai avem câte ceva de testat. Respectiv, ce pot să vă zic despre acest produs este că e un fond de ten
Hai să-l punem frumos, așa cum trebuie. E un fond de ten care se regăsește pe Parfumo la un preț de aproximativ 150 de lei și când zic că se regăsește la prețul acesta, vreau să vă spun că are nuanțe decente la acest preț, nuanțe utilizabile și nu nuanțe, nu știu, cele mai închise sau care nu se vând niciodată și atunci, da, e normal să fie la niște prețuri mai mici. Eu l-am luat cu 149 și puțin, într-adevăr era și la reducere, dar hei, vor mai fi reduceri pe Parfumo dacă în momentul în care postez acest material, poate că nu mai sunt. Vom vedea. Ideea este că i-am făcut acest review, m-am interesat puțin despre ce zice producătorul despre el, astfel încât să pot să compar cu ceea ce simt eu, ce trăiesc eu, ce, cum să zic, îmi dau eu seama în timp ce îl folosesc. Hai să mai luăm o dată oglinda. Ce pot să zic este că oficial are o acoperire medie spre mare. Eu spun că acoperirea lui este doar medie și am senzația că poate să fie construită. Asta înseamnă că dacă tu-ți dorești o acoperire extremă, poți să mai vii cu un strat pe deasupra. By the way, ca de obicei, burețelul de la Bioderma este cel care m-a ajutat să îmi aplic atât fondul de ten cât și concealerul și știți că în cadrul acestor review-uri el este ajutorul meu de nădejde de jumătate de an și trag de el cât pot. Mi-ar plăcea să îl folosesc tot anul și să începem anul următor cu o altă serie de review-uri și cu totul alt burețel. Dar cele de anul acesta să fie toate făcute cu acesta de la Bioderma. Asta a fost o paranteză. Închidem paranteza și spunem că fondul de ten mai are și un SPF 20. Nu mă bazez niciodată pe SPF-ul pe care mi-l oferă un astfel de produs. Întotdeauna, dar întotdeauna când ies din casă folosesc SPF pentru că nu vreau să îmi îmbătrânească pielea mai mult decât normal și mai mult decât potrivit vârstei pe care o am. Și atunci SPF-ul este literă de lege. Este un produs non-gras și este un produs care în primul rând se adresează tuturor tipurilor de ten, în al doilea rând are un finish mat. Într-adevăr are un finish mat. Ignorați faptul că mi-am pus un pic de iluminator ca să vină așa all shiny în fața voastră. Are un finish mat și pot să confirm treaba asta, dar nu este finishul acela mat care îți șterge cu totul orice înseamnă tenul tău. Ce-mi place foarte tare la el este că în primul rând, mi se vede cumva pielea, nu acoperă ca și cum ar blura cu totul absolut tot ce am pe ten și ar fi așa un tenul ăla perfect pe care mulți și-l doresc, dar în momentul în care îl au își dau seama că de fapt nu asta voiau. Uite, aici mai am o urmă de ceva, aici mai am o urmă de ceva, aici mai am o aluniță, aici una, aici una, aici una. La modul că în continuare sunt eu și în continuare îmi văd pielea și îmi simt pielea și mă simt bine în pielea mea, chiar dacă nu este absolut perfect. El acoperă de altfel și imperfecțiunile, însă am senzația că trebuie să insistați cu puțin produs astfel încât să se acopere. De exemplu, eu aici am o urmă de prieten care m-a vizitat. Mic. Dar există și în continuare mi se vede, dar, repet, nu mă deranjează treaba asta absolut deloc. Am luat cervețelul și vreau să testez un lucru, facem economie, nu-l folosim pe tot, vreau să testez un lucru, respectiv faptul că el ar fi rezistent la umezeală și la atingere. Și atunci, cu acest cervețel, care e curat, să ne înțelegem, am să vin în zona asta. Interesant, este la fel de curat. Am să mai vin în zona asta. Ideea e că nu aș vrea să vin în zona în care mi-am aplicat bronzer, pentru că probabil că s-ar lua el de pe deasupra. Dar aici, pe frunte, mi se pare ideal și hai să zicem că aici, un pic, un pic, în zona asta pe burețel s-a luat ceva, dar este văzut cu lupa, adică vi-l mai arăt odată așa, nu
E chiar mi s-a luat fondul de ten. Așa se vede mai bine un pic. Mi se pare că rezistă exact așa cum spun și că va rezista pe față pe parcursul zilei. O să vedem și uite, chiar am să fac o comparație cu Dior Forever. Dior Forever, care, by the way, genius. Și pe el l-am văzut la o ofertă, tot în jur de 150 de lei pe Parfumo, însă mai urmăriți, pentru că mai bagă și reduceri din când în când și asta este cu atât mai bine pentru noi cei obsedați de shopping. Vedeți că au foarte multe lucruri acolo. Ideea este că, pe lângă tot ceea ce face el și tot ceea ce promite el, fondul acesta de ten, All Hours de la Yves Saint Laurent, ar mai promite și că atenuează, ca să nu zic că anulează chiar, că atenuează efectele de oboseală pe care le mai are tenul câteodată, pentru că el conține ceai negru sau aș zice eu totuși că un extract de ceai negru care este antioxidant și care acționează cumva asupra oboselii tenului, which is pretty, pretty awesome. N-am mai auzit de asta până acum în niciun fond de ten, așa că mi se pare foarte interesantă treaba asta. Am zis deja că se adresează tuturor tipurilor de ten. Ce pot să zic este că pentru mine nuanța aceasta 010, măi, zic bine? Nu, nuanța aceasta B10, porselan, este super, super potrivită. Observați și voi diferența dintre zona în care am aplicat fond de ten și nuanța aceasta a gâtului. Cu siguranță va fi potrivită tot anul, mai puțin în perioadele în care mă voi bronza foarte tare. Și pentru că suntem la acest subiect și pentru că mai am două produse care îmi sunt tare, tare dragi, vi le voi menționa și pe ele. Unul este acest tuș eclat. Îl ador efectiv, așa arată. Este concealerul pe care eu l-am folosit cel mai des până acum, de când îl am, de vreo 2 luni aș zice, pentru că nu mi se strânge în liniile fine, nu mi usucă zona de sub ochi și acoperă, nu extrem, ci acoperă așa discret, astfel încât ai crede că nu am folosit nimic și că efectiv așa este zona aceasta a mea. Și al doilea, care a venit la pachet cu concealerul, am avut un set în care l-am găsit pe amândouă, am acest mititel, which is pretty, pretty awesome. Este un mini ruj de la ei, îl folosesc la zile mari, să știți, pentru că îmi place foarte, foarte tare nuanța aceasta. E un ruj hidratant din punctul meu de vedere. Îl vedeți și voi cum arată pe buze. E un ruj care se aplică imediat. Ai nevoie să tragi o dungă, să zic așa, pe buze cu batonul și nu mai ai nevoie să revii. Și am, nu știu ce am, nu știu ce nuanță este aceasta, 01 ruj pur couture. Pure, pure de fapt. Ruj pur couture. Sper că asta este denumirea nuanței și nu a gamei din care face parte nuanța aceasta. Oricum, foarte, foarte, foarte drăguț, evident cu mult gold, așa cum ne-a obișnuit brandul, dar cu siguranță astea sunt 3 produse pe care eu le ador, pe care le folosesc cu cel mai mare și cel mai mare drag din univers. Exagerez acum când spun legat de asta, pentru că acest material este abia o primă impresie, însă am ajuns la concluzia că sunt branduri și mi s-a întâmplat asta și în cazul lui Charlotte Tilbury și mi s-a întâmplat asta și în cazul lui Dior, unde brandul, ca să zic așa, precede toată faima pe care o auzim peste tot prin online și putem cu încredere să ne luăm un produs și să considerăm că e foarte bun, pentru că el într-adevăr va fi foarte bun. Evident că nu sunt de părere și am zis-o de foarte multe ori și o susțin și o zic încă o dată, nu sunt de părere că trebuie să dai foarte mulți bani pe un produs, dai banii pe produsul acesta doar dacă vrei tu să îl ai, doar dacă ești fanul brandului, doar dacă, nu știu, te dau banii afară din casă și nu te interesează cât dai pe un produs, nu pentru că dacă e mai scump, e mai bun. Într-adevăr, dacă e mai scump, poate să fie bun, dar la fel de bine, dacă e scump, poate să fie și nebun.
Poate să fie și slab calitativ și ăsta este rolul meu aici, să-ți spun dacă produsul ieftin, scump, moderat, oricum ar fi el, este sau nu bun. Ne ținând seama de preț și ne ținând seama de brand. Că întâmplător este bun, da, ok, nu zice nimeni nimic, asta este foarte, foarte bine. Sper că ți-a plăcut acest material, sper că ți-a făcut plăcere să fii aici pe canalul meu și încă o dată îți spun, vă spun tuturor și îți spun ție, celui care te uiți din spatele ecranului acum la acest clip, că m-ar bucura, m-ar onora, m-ar face foarte fericită un subscribe. E o recunoaștere a muncii mele și a faptului că în spatele a ceea ce vezi tu sunt niște ore de muncă. Și m-aș bucura tare mult să creștem această comunitate. Și uite, poate tu sau poate voi îmi spuneți în comentarii ce subiecte ați vrea să mai abordez, ce să mai fac, cum să mai fac și despre ce să mai vorbim în viitor. Până data viitoare, te-am pupat și v-am pupat și să ne vedem cu bine. Pa, pa! Și am pus toate detaliile în descriere. Tot ce trebuie să știi despre ce am vorbit în acest material, vei găsi în descriere.